Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Skywars pe iPixel. Și înainte să începem, v-aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri dacă nu știați deja că asta urmează să zic. Mi-a zis cineva că mereu zic aceeași poezie la începutul clipurilor. Tipul ăla vrea să vină la mine pe insulă? Da, asta vrea să facă. Deci o să-l batem. O să-l facem să renunțe la CSGO, doamne, la Skywars pentru prima oară. Vorbeam mai devreme cu cineva despre CSGO și văd că mi-a venit cuvântul ăsta în minte. Dar e ok și așa, nu contează. Că e Skywars, că e CSGO, Max tot câștigă. Bine, glumesc. Dar să zicem că așa e, să zicem. Bun, avem armură full diamond, deci ar trebui să fie un match destul de easy pentru mine ăsta. Dar se pot întâmpla multe chestii, deci nu zic nimic momentan. Hai să facem enchant pe chestplate. Băgăm un protection 3 ca băieții răi. Și după aia facem niște enchanturi șmechere pe armură. Projectile protection, nu vreau projectile, vreau protection curat. Oh my god, nu mai avem level, ești nebun? Nu mai avem level, avem nevoie de level, my friend. Ok, hai să mai băgăm niște level. Protecție, perfect. Protection. Protection și dacă îmi cade și la ăștia protection sunt OP. Unbreaking. Fuck that. Unbreaking-ul e useless, mai ales pe Skywars. Unbreaking-ul ar trebui să fie, frate, doar pe survival, pentru că ce faci cu unbreaking pe Skywars, nu știu. Și uite-te la tipul ăsta. Uite-te la tipul ăsta. Cred că îl pot bate cu... Doamne, deci am mai văzut tip fraieri, dar ăsta îi întrece pe toți. Mă jur, deci pe toți îi întrece tipul ăsta. Doamne. Adică, bă frate, noi fiu cel mai deștept player de aici. Da, așa prost să fii, frate. Încă un unbreaking. Voiam să-mi dea protection, dar văd că nu vrea. Deci acceptăm și ăsta. E bun. Se acceptă, e bun la casa omului. Hai să mergem în mijloc. Punem două drumulețe ca să fim siguri că nu o să ne arunce nimeni și nu o să avem vreun fel de problemă. Deși și așa avem șanse mari să murim. Dar hai să nu cobim, nu? Am arcul power 1, păcat că nu e power 3, dar e bun și ăsta. De când nimic, mai bine așa. Ok. Aș fi combinat sharpness-ul între el, gen sharpness 1 cu sharpness 1. Dar probabil deja știți și voi că nu funcționează, deci n-are rost să mai încerc. Oh, holy fuck! LOL! Ce părere aveți de cum a murit tipul ăsta? Adică... au avut mult ghinion, trebuie să ai mult ghinion să mori în felul ăsta. Și am rămas doar eu și tipul ăsta, ok. Poate acum am eu mult ghinion și o să mă arunce. Da, vrea să mă arunce, dar nu o să reușească pentru că Max e prea puternic pentru așa ceva. Max e prea puternic pentru a muri în felul ăsta. Ok, punem... Bă, boss. Bă, boss. Bă, boss. Nu mă arunca afară din mapă. Nu mă arunca afară. Oh my fucking god. Nu pot să cred că nu m-a aruncat afară din mapă. Nu pot să cred că Max învinge. Holy fuck. Ce luptă, frate. GG. Insane PvP, bro. Insane. Pe bune, deci... dacă eram în locul tipului ăla, îmi dădeam în cap. Deci pe bine, trebuia neapărat acolo. Nu înțeleg cum a fost posibil să nu mă arunci afară din mapă. Dar wow, ce match. Deci merită neapărat like match-ul ăsta. Trebuie să recunoașteți și voi. A fost prea insane. Adică am jucat mult Skywars la viața mea și match-uri de genul ăsta rar văd. Deci chiar foarte rar. Și hai să luăm o grămadă de iteme, să sperăm că o să găsim și o sabie mai bună, pentru că urăsc când îmi dă sabie de stone. Și da, nu găsim sabie mai bună, e clar. Un chestplate, un chestplate, doamne, un pickaxe, ca să luăm diamantele. Ca băieții, să facem o sabie, ca băieții. Nu știu, îmi place să zic ca băieții răi. Nu știu de ce îmi place să zic asta, probabil nu e deloc, deloc șmecher sau frumos sau ceva, dar... mie îmi place să zic așa, deci probabil o să continui să zic așa tot restul vieții mele. Pentru că oamenii în viață trebuie să facă lucruri care le plac lor. Indiferent dacă oamenii sunt
ok cu asta sau nu sunt ok cu asta. Adică pe bune, frate, dacă tu vrei să fii în viața ta, urăsc. Damn, la naiba. Dacă tu vrei să fii în viață găină, poți să fii găină. Nu trebuie să te intereseze că alții nu vor ca tu să fii găină, nu? Eu dacă sunt pinguin, așa o să rămân. Chiar dacă poate pe alții îi deranjează și da, părul meu nu prea stă și e ok oricum. Ai ce me bune. Am găsit ai ce me bune. Ok. Max, dar nu se zice ai ce me, se zice item-e. Pe bune? Nu știam. Ok, tipul ăsta e prostovan rău de tot. Îi urăsc pe ăștia care vin pe insula la mine din prima. Adică, bă, frate, măcar ia-ți armură și pune-ți armura pe tine. Nu veni așa ca prostul. Că n-ai cum să mă bați. Bine, ai cum, dar rar se întâmplă. Ok, trebuie să avem mare grijă. Pentru că tipul ăsta are săgeți și știe cum să le folosească. Vreți să vă arăt cum să-l bateți pe tipul ăsta? Ia uite așa. Ia uite așa și o murit. Da, asta e un trick destul de simplu. Să pui blocul ceva în genul ăsta și să sari peste el după. Dar și periculos. Dacă îmi dădea un hit bun și îmi dădea un knockback mare, nu mai eram viu. Deci în momentul ăsta nu mai eram viu dacă îmi dădea un knockback din ăla nebun. Knockback 50 cum au unii. Și sper că ăsta n-are chestie de aia cu knockback. Oh my god, are sabie super OP. N-am. Nu muri. Ok, n-am murit. Repede dăm de regenerare. Bă, ăla dă-n mine. Ce vrea mă tipul ăla de la viața mea? Vă rog să-mi spuneți ce vrea tipul ăla de la viața mea. Păcat. Foarte păcat că n-am salvat sabia. Pentru că probabil a căzut în void sau ceva, dar unde e? E cineva aici, așa-i? Mamă, săgeata aia am nimerit-o, ești nebun. Uite aici niște iteme. Poate o să ne ajute în viață și aș putea să fac enchanturi, dar sincer mi-e destul de frică. Pentru că sunt 7 playeri. Deci clar o să vină cineva aici sau cel puțin o să încerce să vină aici. TNT-uri, chestii inutile, aparent tot ce a fost bun a fost luat de aici, dar ce să mai zic acum? Nu mai pot să zic nimic. Ok, hai să băgăm niște enchanturi. Feather Falling, ești nebun. Bă, deci pe buți nu cade, nu vrea să cadă protection, nu înțeleg de ce, dar nu vrea. Băgăm niște Feather Falling, e bun. Stai, nu pe cască, nu știu ce am dat jos casca. Pe chestplate. Și v-am zis, e foarte periculos să vă faceți enchanturi în mijloc. Pentru că pentru că sunt șanse foarte mari să vină cineva aici, având în vedere că mai sunt 3 player rămași. Bă, ce repede s-au omorât între ei. Nebunii. Ce repede s-au omorât între ei, nebunii. Oh my god, nu. Chiar nu. Chiar nu o să-ți dau ocazia să mă mori chiar în felul ăsta. Nope. Nu astăzi. Ok. Tăcem puțin, tipul știe că sunt aici, dar boss, boss nu mai da cu undița, boss. Boss calmează-te, boss. Și acum folosim tricul meu vechi și foarte util. Oh my god. V-am zis, când faci tricul ăsta e foarte periculos, pentru că dacă îți prinde un hit bun cu knockback mult, te aruncă și nu mai poți să faci nimic. Deci, efectiv, în momentul în care te aruncă așa, poți să fii tu cel mai șmecher și cel mai tare și cel mai bun și să ai hack-uri. Nu mai ai ce să faci. Te aruncă instant, cazi. Pa. Bine, dacă ai hack-uri, probabil nu te aruncă pentru că ai anti-knockback. Dar hai să nu vorbim despre asta, pentru că oricum nu s-ar pune problema să folosim. Deci, na. Ok, hai să luăm diamantele, pentru că văd că n-avem sabie de diamond. Din nou, se repetă istoria. Să nu avem sabie de diamond din prima, dar facem noi una repede. Oh my god, ok, nu o să-mi pun pe chestplate, o să pun pe cască, pentru că oricum nu am chestplate de diamond, dar nu contează. Și hai să craftăm repede o sabie, ca băieții. Bun. Și acum hai să ne batem. Nu știu de ce presim că o să mor repede aici.
Poate pentru că o să fiu destul de YOLO. Și ce vrea mă tipul ăsta? Deci dacă îl bat pe tipul ăsta, îi zic GG easy, mă jur. Deci m-a lovit, frate, cu săgețile. Stai. Deci m-a lovit cu săgețile din ambele părți în același timp. Deci cam ăsta e motivul pentru care eu am murit în felul ăsta. Da, destul de nasol. Oricum, fraților, încheiem aici episodul ăsta de Skywars. Dacă v-a plăcut, vreau să apăsați butonul de like, să strângem foarte multe like-uri. Eu am fost Max și noi o să ne revedem data viitoare cu un nou video. Uite că suntem invizibili. Deci da, eu am fost Max și ne vedem data viitoare. Pa, pa!